Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Survival pe DeepCraft, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Evident, dacă vă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, am văzut că ați apreciat extrem de mult clipul anterior și bineînțeles că astăzi am decis să revin cu unul nou. Bineînțeles că și de această dată ne aflăm pe serverul DeepCraft, pentru că până la urmă e Survival pe DeepCraft, dar asta e partea a doua. Și pentru acest clip v-am pregătit câteva chestii destul de speciale, noi construcții epice. Bineînțeles, care sper să vă placă. Hai să ne dăm puțin fly, să vă arăt ce e cu forma asta, pentru că mulți au intrat pe server și m-au întrebat: Andrei, ce vrei să faci acolo? Spune-ne și nouă și toate cele. E bine, fraților, vreau să-mi fac o mică căsuță mai stilizată, mai cu design, mai bine spus, pe acest mic lac sau râu, nu știu exact cum să-i spun. I-am făcut și o intrare, bineînțeles, aici puțin mai specială și acest Enderman se uită puțin cam ciudat la mine, pe care o să-l atac. S-ar putea să mă bate. Mamă. Ai, băi, Rosane. Lol, ce greu moare, ești nebun și am o sabie foarte OP, uitați-vă și voi, am Sharpness 3. Astăzi vreau să mai încetez și câteva chestii și după ce o să-mi termin micuța casă, stilizată să zicem așa, o să vreau să fac steagul României, pentru că dacă tot am primit lână, atât albastră, cât și galbenă, cât și roșie, vreau să fac steagul României aici așa frumos, să vadă, na, să vedem că toți că suntem români adevărați. Toate cele, bineînțeles. Sper să vă placă acest clip și hai să vedem dacă la acest episod vom putea strânge suma de 70 de like-uri. Chiar m-ar motiva să postez și mai multe clipuri. Hai că, cred că de început mergem puțin în Nether să vedem ce s-a mai întâmplat cu baza noastră. Însă mai întâi vreau să pun toate chestiile inutile. Am aici foarte multe blocuri, deci o să pot să... Vreau să-mi fac și o fermă, bineînțeles. Am și glass, mamă, deci glass-ul nu se vede mai deloc. Ceea ce nu-i cam bine, dar asta e partea a doua. Am și câteva pig spawnere, vreau să fac un mic, cred că mai degrabă să fac o fermă mai la început, după care o să fac un mic, să zicem, coteț și după o să ne apucăm de casă. Acest episod o să dureze undeva pe la vreo 40 de minute, pentru că astăzi nu știu dacă o să mai apare vreun episod și de asta zic. Bun, în principal am nevoie de foarte mult lemn și să ne ducem noi la crafting aici și să facem rapid următoarea chestie. Mamă, dar nu, cred că nu am loc în inventar, asta e partea a doua, asta e cea de-a doua parte. Nu e prea, am loc în inventar, fraților, ceea ce e super nasol, deci tot e, am plin, tot e plin pe aici, tot chestii, tot felul de prostii, colam. A, și am câteva emerade aici pe care, da, asta trebuia să fac la început, când mi-am amintit acum, pe care vreau să, nu știu, poate le vând, nu știu, să vedem, sau poate să fac protecție, eventual, facem aici, punem toată casa de emerade, pe care o să le sparge, bineînțeles, și coal iarăși am văzut că am, dar noroc că am acest târnăcop foarte, foarte OP. Vreau să văd o chestie, numai puțin, dacă îmi permiteți, da, e bine totul. Așa. Eu zic că se mișcă super ok. Am și 60 de FPS oricum filmez și cu webcam, bineînțeles, și e super tare. Bine, momentan nu cred că ați văzut pentru că, na, am facecam-ul în partea respectivă. Hai să vedem. Ar fi frumos, sincer, dacă le-aș putea vinde, dar nu prea cred, sincer, chiar nu prea cred. Ok, ne-am mai făcut și ceva curățenie în inventar. Le luăm rapid, frumos, și le punem într-un chest, dacă avem. Uite, le punem aici. După care mai am ceva coal. Mamă, căru, 64, aolo, pierdem timpul așa înapoi, dar vreau să mai și enchantez câteva chestii, o sabie vreau, pe că tot am level 43, vă dați-mă, fraților, cât level am, deci e super tare. Ok, să vedem, mai facem și ceva level, așa, 44, ne îndreptăm către level 44 și după o să-mi fac o mică fermă, cred că la final o să-mi fac ferma și acum o să mă apuc de casă, pentru că sunt foarte curios să vedem cum o să arate, oricum avem timp, gen, avem cam 35-40 de minute timp să ne ocupăm de casă, deci vă dați seama. Dacă tot episodul, că am văzut că vă plac foarte mult episoadele de survival pe DeepCraft și țin cont că, na, după cum ați observat, am început și o serie de Skyblock pe DeepCraft, deci totul e frumos. Ia să vedem. Punem aici așa random. Ne prostim și noi, bineînțeles, vă dați seama. Ne mai antrenăm așa pentru 1 vs 1 să punem blocuri, pentru că, na, o să urmeze un episod cât de curând de 1 vs 1. Mâna că am făcut și rost de căul și o să vă arăt imediat ce o să fac cu acest căul, pentru că poate unii dintre voi vă întrebați: Andrei, ce faci cu atâta căul? Dacă tot l-am primit, vreau să îl folosesc într-un scop caritabil. Pregătesc un episod puțin mai special în care vreau să fac cadouri tuturor jucătorilor. În momentul de față sunt doar 3 și nu o să mă duc să le fac momentan pentru că sunt doar 3. Vreau să fac cadouri când sunt mai mulți și o să fie mult mai interesant. Bun, hai să punem aici să vedem ce, de ce n-am nevoie. De lemn n-am nevoie. Deci, uitam aici chesturi, frate. Hai să iau chesturile rapid și să pun aici eventual ceva. Pot să pun aici, pot să pun aici, uite așa. Să pun toate chestiile, să vedem. Iron, momentan de asta n-am nevoie. Protecție, nu. Apple-uri, nu. Chest, mâncare, iară foarte multă, n-am nevoie momentan de atât de multă mâncare și cam asta e în principiu.
Bun, hai să mă duc rapid să fac niște bețe, că am nevoie neapărat de bețe. Facem următoarea chestie, pac, și cred că o să mai am nevoie de lemn. Cred că am făcut prea multe bețe, dar asta e partea a doua. Ok, și facem următoarea chestie, 48 avem. O să vedem dacă mai am ceva lemn. Aici avem două, deci nu e bine. Sau avem acolo ceva? Da, și asta e sprus, nu? Cred că e bine, nu din sprus. Hai să mai luăm și de aici, pentru ca să fie, nu de alta, deci ca să fie. Ok, și punem aici. Punem aici, punem aici. Și punem aici. Perfect. Avem 48 again. A, deci sunt spruce fern și dark. Dar, sunt diferite. Bă, acum nu e ok. Punem un strat deasupra și un strat după. Nu contează că nu sunt la fel. Asta e partea a doua. Să vedem acum unde o să-l fac, fraților. Să vedem unde o să-l fac, pentru că nu prea am loc eu. Sau cam prost cu locușorul. Dar eventual aici prin zona asta aș vrea să-l fac. Eventual să tai copacul ăsta. Așa, este rapid să-l tai. Să așteptăm să dispară toate. A, mai e sus. Ba nu. Și-l tai și pe ăsta și după vedem. Cred că o să mă apuc de casă și apoi o să mă ocup de fermă. Vedem noi cum face până o să dispară na, frunzele și toate cele, că dispar mai greu din câte știu. Sau să mă apuc de stag. Nici nu știu ce să fac, credeți-mă, fraților. În primul rând vreau să iau cât mai mult lemn. Și apoi vedem ce mai facem. Și sper să vă placă acest episod, chiar sper să vă placă. Punem itemele de care n-am nevoie momentan în chest. Și ne apucăm de casă, cred că, fraților. Și după, până dispar frunzele și toate cele, vedem ce mai facem. Ok, deci am nevoie neapărat de... asta e lână? Oh, avem și lână albă. Nice. Apropo, când intrați pe server, aveți acces la comanda kit bonus. Stai că nu l-am scris bine. Kit bonus. Pe care nu-l mai pot folosi, bineînțeles că l-am folosit, și kit start pe care l-am primit. Am primit 3 diamante, am primit și ceva, uitați, ceva stone bricks-uri și toate cele, ceea ce e super tare, părerea mea. Ia să vedem aici, avem ceva blocuri, de chiar avem foarte multe blocuri, cobblestone, stone bricks, în principal am nevoie, stone bricks, soul sand, nu, bricks-uri. Mamă, câte iteme, nici eu nu mai știu cu lemn, cu lemnul stau cam prost și chiar am nevoie de lemn. Aici ar trebui să am un lemn. Uite aici, spus, perfect. Uite și aici am, perfect, hai că am găsit item, nu-i problemă. Să filmăm deja de aproximativ 7 minute și nu prea am făcut mare lucru, vă dați seama, doar am folosit acele iteme. Bun, hai să vedem cum o să arate, fraților, și cum începem noi. Dar mi se pare că eu mai aveam bricks-uri, frate, dar nu înțeleg unde... Și chest plate-ul ăsta n-are ce căuta la mine în inventar, pentru că am un chest plate mai... Și că fumez. Ce? What? Nu am 13 ani, cum să fumez? Aoleu, ce discută băieții? The best conversations. Uite aici, așa, pixel. Perfect, foarte tare. Super, super tare. Ar fi tare, sincer, să mă duc să fac câteva cadouri acum, dar nu s-ar merita, sincer. Ok. Ia să vedem, punem aici câte unul. Au, l-am avut ceva lag. Uite așa. Și cam asta e în principiu. Punem aici 1. 1. 1. 1 și cu 1. Perfect. Bun, acum o să punem, cred că, ceva de la kit bonus. Chiar sper să iasă destul. Da, am fly-ul, frate, mă descurc cu fly-ul, că na, acum n-am timp, sincer, să pierd timpul așa în apă, da, că nu vreau să mă lungesc foarte, foarte mult și să vă plictisesc, bineînțeles. Perfect. Ia să vedem. Punem aici, punem aici și aici. Acum o să punem, bineînțeles, ceva lemn. O să vină, gen, o să vină de toate patru rânduri și sunt curios cum o să fie legătura între ele, pentru că asta o să dureze foarte, foarte mult. Cum o să le leg între ele aceste, nu știu, linii, să zicem așa, curbate. Așa, și aici iarăși să punem, uite așa. Pac, pac, dacă tot am început așa, punem așa. Aolo, twistere, twistere, ce e cu tine, twistere? Nu știu, lumea în ultimul timp a început să spună twistere, frate, și mă amuză chestia asta enorm de mult. Îți bagi joc de mine? Am o întrebare, îți bagi joc de mine? Cred că mai bine mă descurcam fără fly, nu știu, zic eu. Atât, perfect. Și acum hai să vedem cum o să facem gen... Hai să facem rapid câteva, nu știu, textura asta îmi place foarte mult, frate, deci chiar pot să joc așa cum trebuie. Pac. Pac, pac. Așa.
Și punem noi ceva în gen. Uite așa. Cam așa ceva în gen. O să arate destul de ok, aș putea să spun. Punem aici unul, punem aici altul. Și aici iarăși punem eventual ceva stone bricks-uri. Uite așa ceva în gen o să arate. Și vreau să fie gen... n-am știu exact cum să... Să pun eventual ceva sticle. De sticle aș avea nevoie. Neapărat dacă nu mai merge și cumpărăm, pentru că avem, dacă dau și slash money și vedeți și în dreapta, mă, un ei, am 40.970, vă dați seama că sunt extrem de bazat. Glesc, 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 pentru că glesul nu se vede, frate, deci chiar nu se vede mai deloc glesul. Cred că pe aici e, dar nu-l văd eu. Uite, gles. Și numai gles, asta a fost tot glesul, 64. Mamă, deci voi vedeți că glesul nu se vede, că virgulă glesul, nu se vede deloc. LOL. Mamă, ce greu îmi va fi, ești nebun. LOL. Ok. Fraților, cred că o să sparg, nu știu, mi-l dă înapoi. Nu mi-l dă înapoi, nu mi-l dă înapoi. O să sparg, asta e că nu merge să pun gles. Asta e chestia proastă. Atunci o să venim, fraților, cu, nu știu, cu altceva eventual. Oricum o să începem construcția în acest episod și o să terminăm în episodul următor. Uite, ceva în gen așa. Am început de acolo, perfect, ok, ca să știu. Uite așa. Complicat, complicat, fraților, dar ce să facem, asta e. Ok. Și s-a terminat aproape? Nu, mai avem, mai avem. E bine că mai avem, că dacă nu era nasol. Uite, venim noi așa frumos, pe lângă. Avem și unul de desubt, dar nu prea contează acest lucru. Cum să facem noi să arate bine? Nici eu nu prea știu, credeți-mă, fraților. Deci chiar nici eu nu prea știu. Venim mental, uite așa. Sper să-mi ajungă, că dacă nu o să fie destul de nasol. Dar cred că mai pot cumpăra, sau dacă nu o să mă duc să cumpăr ceva cuarț normal și o să-l transform în... într-un quartz bloc. Vedem, vedem cum facem. Uite așa, 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 așa. Mamă, că scheleți s-au strâns aici la mine. De ce vă strângeți toți la mine? Ce aveți cu viața mea? Ok, hai că pare interesant, sincer. Deci chiar pare interesant. 7. Și hai că ne-a... Mamă, deci la fix ne-a ajuns, ești de bun. Acum nu știu dacă pare foarte, foarte simetric ce a reușit să, ce am reușit să realizez, dar asta e partea a doua. Bun, deci cam așa o să arate, dar cred că trebuia să intru eu cam pe aici. Și dacă veneam, dar cred că partea asta va fi distrusă pentru că nu e simetric. Uite, așa, hai să distrugem rapid pentru că nu e bine. Deci dacă am intrat, mamă, mă spunează și lumea pe Steam și nu e bine. Nu e bine deloc, block of quartz. Atât. Atât. Mamă, dacă mă mai spamează mult, o să mă enerveze. Cam așa o să arate, fraților. Nu știu dacă e foarte, foarte simetric, v-am spus, dar cât de cât e ok. Și aici, bineînțeles, că o să distrug eu partea asta și partea asta. Și o să punem aici așa, așa. Nu știu, e foarte complicat, pentru că nici eu nu am foarte, foarte multe idei în momentul de față și asta este de super nasol. Dar în mare parte cam așa va arăta. Acum va trebui să punem pe jos eventual ceva lemn prelucrat. Pac, pac, pac. Și sper să fie ok. Mamă, dar sunt bazat la pus blocuri, ce pot să spun. Se vede că mă știu să mă joc survival. Acest episod v-am spus, o să dureze undeva pe la vreo 30 de minute. Mai mult nu o să dureze. Pentru că deci nu vreau să vă plictisesc. Ia să vedem puțin, punem aici, 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 aici și aici. Sunt și obosit puțin în momentul de față, ceea ce e nasol. Vedeți și voi, pun blocul random, mă enervez. Ok. Deci nu știu ce se întâmplă, fraților, în ultimul timp, dar e nasol. Nu mai știu să construiesc, ești nebun. Punem aici așa frumos, umplem toată zona. Uite așa, și nu e, aș fi vrut să fie simetric cu un gazebo, dar na. Nu, parcă nu e așa, nu, gen, mai trebuie lucrat. Ca să pară similar. Uite așa frumos, pac, pac. Punem aici așa frumos. Nice. Trebuie să... Na, încă mai e mult de lucru ca să semene ca un gazebo. Ok, punem aici așa frumos. Bă, fratele meu, dar se vede că am pareză astăzi. Deci clar, clar am pareză. Pentru că vedeți și voi cât de greu mă mișc. Și pun blocuri foarte greu. Probabil că m-a spamat cineva pe Steam și de asta
Mă mișc foarte greu. De la nervi. Hai să închid rapid Steam-ul. Să nu mă mai spameze. Bun, și punem și în partea asta. Da, stai să fac eu o chestie, că m-am enervat. Bă, frate, dacă tot am fly, de ce să nu-l folosesc? De ce să nu-l folosesc, bineînțeles. Hai să vedem, o să ne ajungă 11-9, nu cred. Mai ales că pun random. Sunt idiot! Mă jur că sunt idiot! Ok, 6, pac, pac, pac și pac, ne-au mai rămas 2. Și cam așa e, fraților, nu e simetric din păcate. Ceea ce nu-i cam bine. Da, aș vrea să pare, mai degrabă pare a fi o inimioară, dar na. Nu, mai inimioară nu e. Aici parcă ceva nu e bine, asta e chestia proastă. Am doar să vin eu pe aici. Să vin așa, oare ar părea similar așa? O, ia să vedem. Parcă puțin. Parcă pare, așa, bă, puțin. Aici trebuie să distrug iarăși. Și să pun, uite, așa ceva în gen. Mă jur că astăzi sunt foarte adormit, nu glumam. Deci aici nici nu ar trebui să pun măcar, nu? Da, aici nici nu ar trebui să pun. E foarte complicat, vă dați seama să reușesc să realizez în acest episod și de asta nu cred. Da, acum parcă pare mai similar puțin. Și eventual aici să punem ceva lemn, dacă mi-a mai rămas, bineînțeles. Să punem ceva lemn, ca să nu pară golgoluț. 2. Perfect, super tare. Nice, cam așa arată, fraților, momentan. Asta, pentru astăzi atât m-am pregătit la casa asta și bă, evident că o să lucrez eu o să vin cu stone bricks-uri, bineînțeles. Asta e cobblestone, nu avem nevoie de cobblestone, stone bricks. Și stone bricks. O să vin eu eventual cu, nu știu, o să încerc să fac acoperișul și toate cele aici sunt două. Bine, nu e foarte simetric, să zicem așa, dar cât de cât e ok, părerea mea. Și o să vin, bineînțeles, la fiecare colț cu câte un gen, cam așa ceva în genul să arate. Ia să vedem. Mă amuză, pentru că știi care e chestia? Sunt adormit. Mă amuză chestia asta de adormire. Și când mă gândesc că mai am încă de filmat câteva clipuri, mă dați seama. Ok, și venim iarăși. Aici cred că nu punem, deci doar câte 3. 3, 1, 2. Ok, și punem aici 2, 3, 4. Perfect. Iarăși 3. E bine, cât de cât e ok. Câte 3 de 6, să zicem că... Na, cât de cât e simetric, să zicem așa. Uite așa. Perfect. Cât de cât... It's ok. Dar nu o să fie similar azi de chestia proastă. Și asta e super nasol. Deci nu o să fie similar, pentru că twisterul dă greș. Punem câte 2 aici, dacă e. Hai să punem atunci că peste tot, că na, până la urmă să pară a fi cetate. Nu mai sunt pricsuri, lol. Trebuie să pot să fac dacă nu. O mică cetate aș fi vrut să fac aici inițial, dar e complicat și încă mai am nevoie de idei. Aștept și părerile voastre acolo în secțiunea de comentarii. Și cred că ne punem, fraților, să mă duc să-mi încetez rapid o sabie și după vedem ce mai facem. Cred că nu mai am stone bricks-uri. Nu știu, mă uit acum, dar cel mai probabil că azi nu mai am. Cobblestone slab. Dacă nu cumpărăm cobblestone, doar cobblestone și stone bricks-uri 14. Aici, uite, stone bricks-uri. E bine că mai avem aici. Iar cobblestone. Bun, cam asta e în principal. Avem 32 și 14. Hai că e ok. Ce pot să spun? Doar să punem peste tot, că așa o să fie mai frumos. Uite așa, ceva în gen. Aici nu o să punem. Dar de ce mi se blochează Minecraft-ul, fratele meu? Că creează și lag și asta e super nasol, vă dați seama. Aici nu punem, ok. Ok, perfect. Nu știu, parcă nu mai am niciun chef de nimic, mă jur. Așa, aici ar trebui să punem geam, deci nu. Hai că încă mai am, fratele meu. E bine, să-mi ajungă în principal, asta contează foarte mult. Aici nu punem, aici am pus. De asta zic că nu e simetric, pentru că nu am fost foarte atent când am făcut-o și am zis că decât să o distrug. Acum că nu e simetrică în totalitate, nu are nimic. Ok.
Și apropo, îmi pare rău, dar n-am avut timp să mă uit dacă mi-ați mai trimis cadouri, adică mi-ați mai făcut cadouri pe server, dar o să încerc să mă uit în altă zi, când am timp puțin, că sunt puțin cam ocupat. Aici ceva nu e bine. Dacă e, venim... ceva în gen așa. Să fie două. Ok, și ce mai punem două noi când avem cum face? A, de fapt încă două, da, încă două. Perfect. Hai că pare interesantă, sincer. Intrarea pare interesantă, doar că nu e simetrică, așa este super nasol. Dar vedem noi, facem noi cumva, o să încerc să o remediez off-camera. Acum vreau neapărat, fraților, să fac steagul. Deci neapărat trebuie să fac steagul, pentru că asta inițial asta a fost scopul episodului, doar steagul, dar am zis, bă, frate, hai să începem și o nouă construcție aici, pentru că e prea simplu și vreau să măresc și lacul puțin în alt episod și vedem noi cum facem. Bun, hai să pun chestiile de care nu am nevoie în inventar. Am nevoie de foarte, foarte mult căul, în primul și în primul rând. Și o să vă arăt și de ce am nevoie de căul. Uitați, o să fac o notare chestie. 7 blocuri, încă mai am nevoie de ceva căul. Totuși nu o să ne ajungă așa cum trebuie. Și o să mai avem nevoie. Căul nu. Uite, aici avem o de 9 bucăți. Uite, mai avem aici. Perfect. Vreau să fac să fie gen piciorul steagului, să zicem așa. Vreau să fie, uite, încă 14, nu? Block of coal. Ia să vedem și dacă facem o următoare chestie. 15, bun. Și acum să luăm rapid lâna. O să facem și o formă, gen. M-am gândit, aula, dar de ce am lag așa? Că nu știu, când deschid ce stau toate cele. Și după o să fac o fermă și eventual o să mă ocup de porci în episodul următor, pentru că deja mă lungesc foarte mult și așa nu prea mai am așa mare chef. Sunt și obosit în momentul de față, doar ce am ajuns acasă. Și, bun. Hai să iau rapid de aici tot ce trebuie. Albastru, pac și pac. Albastru, roșu, galben și albastru, bineînțeles. O să pară destul de interesant și sper că am protecție, da, am protecție. Bun. Aici eventual să pun ceva, nu știu, cobblestone. Eventual că n-a să fie ceva cât de cât ok. De ce mă urmărește găinușa asta? Că n-am ce să-ți dau găinușă. N-am să-ți dau mâncare. În momentul de față sunt falit. Trebuie pentru fermă. Bun, și aici eventual să vină. Dar vreau să fie ceva mai special. Dacă îl sparg, bineînțeles, oare ce îmi dă. Sper să mi dea tot blocul. Îmi dă tot blocul, e bine, e bine. Perfect. Mamă, dar e prea... Dar nici nu arată prea ok, fratele meu. Deci nu arată prea ok. Cred că nu arată... Am vrut să-l fac destul de mare, dar nu arată foarte ok. Dar o să vă arăt de imediat ce vreau să fac. Așa. Pac, 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 pac. Ia să vedem puțin, 5 mai avem, ok. Și cam asta e și acum o să începem așa cu roșu. Eventual până pe aici o să vină și după o să îl îmbrăcăm așa în alb, o să fie destul de interesant. Cu câte 3 culori o să venim, nu? Ce ziceți? Galben, Patriot Twister, nu glumă. Ok, ia să vedem, roșu, galben și albastru. Nice, steagul României. E clară situația, o să stăm foarte mult până se sparge, dar asta e partea a doua. Dacă poate așa o să mai vine și mie cheful, vă dați seama, după 6 ore e complicat. E nasol. Roșu, galben și albastru. Bun, și acum că avem noi lână albastră, lână albă, pardon, acolo, o să ne ducem rapid. Inițial ar fi trebuit, bine, negru nu se prea observă și asta e nasol. Ia să vedem unde e lână albă. Ul, ok, spunem pe 2. Și ne ducem rapid să îl îmbrăcăm așa frumos. Nu e foarte, foarte mare. Treia, teoretic, mai mare, dar dacă asta e, cât se fă, cât se fă. Și ne îmbrăcăm așa frumos în alb. Îi dăm așa o mică formă. Așa. Mamă, cât de tare arată, ești nebun. Chiar nu așteptam să arate atât de interesant. Cred că trebuia să fac asta, să nu mai fac asta și să fac doar chestia asta. Că pare mai interesant. Atât. Perfect, fraților. Cam așa arată LOL. Deci chiar pare super, super ok. Și aici eventual să distrug și cobblestone-ul și să îmbrăcăm tot. Da, n-am lopate, dar asta e partea a doua. O punem aici în față. Uite așa. Hai că spar eu cu pumnul acum. Nu mă mai dus iau lopată că deja devine enervant. Ok, super tare. Dar chiar arată foarte, foarte frumos. Chiar super fain. 4, așa. Respect și respect, perfect. Respect și perfect, da, e clară situația.
Ok, și am făcut și steagul României, fraților, foarte, foarte șmecheri. Eu zic că arată destul de ok aici lângă mine, chiar a ieșit cât de cât ok. Lângă construcția asta, mă gândesc la un tunnel acum să vedem să prind și steagul. Dar și, na, vedem noi acum. Și acum e neapărat să-mi fac o fermă. Ferma cred că o să o fac undeva. Cum ar fi să fac o fermă pe casă, frate? Sau, fraților, cred că mi-a venit mie o idee. De ce să nu fac într-o parte ferma și, gen, în partea asta să fie ferma și partea cealaltă să fie să fie, nu știu, locul special pentru animale. Să nu mai fie casă, pentru că până la urmă mi se pare foarte, foarte inutilă casa. Adică nu mai prea aș avea, nu prea aș avea ce să pun în ea, țin cont că am destul de multe chestii, nu prea mai am idei, mai bine spus. Și o să încerc rapid să iau cât de mult cobblestone pot. Pune rapid chestiile inutile în chest. Yes, nu știu că e full asta, e full. LOL. What? LOL. Tu glumești cu... What the fuck? Ce-s cu chestiile astea aici? Bine, știu că e normal. What the fuck? Dar de la cine vine? Un cap? Un Ender Dragon set. Mulțumesc foarte mult, dar doar acum am observat. Doar acum o să vă mersi foarte mult, frate, chiar apreciez, dar nu mă așteptam să le lase. Ce bănesc că e din partea unui admin, că na, nu oricine are acces aici la chestiile mele private. Bun, ce am vrut să, vreau să fac rapid rost de cobblestone, de dirt. Uite aici avem o bucată, nu avem ce facem. Boi 3, perfect. Și de lemn avem nevoie și bineînțeles de apă o să mergem să facem rost, că na, e infinit aici și e bine. Deci multe chestii șmechere în acest episod, fraților. Cred că mai degrabă o fac în partea asta. Bun, hai să vedem cum venim. Nu vreau să fie foarte, foarte mare. cred că n-ați mai văzut voi oameni care să facă, nu știu, să-ți facă o fermă în casă. Dar na, poate mai există. Poate mai există și oameni de genul. Ok. Ceva în gen așa și aici o să vin, adică cred că o să mai pun două rânduri și o să fie doar apa în mijloc. Uite așa ceva în gen. Uite așa și aici o să vin apa și o să pot planta. Bine, aici o fermă ciudată, dar eu fac eu ceva design imediat. Așa. Aoleu, îmi pare rău. La deja devine plictisitor. Twistere, nu mai da fail twistere că te bat. Na, am zis că să fac o casă pentru că na, deși nu prea arată super ok o fermă în casă, mă jur. Foarte, foarte ciudat ce face twisterul aici. Cred că venim noi așa, frumos. Pac, pac. Nu știu ce pun lemn așa în împrejur, dar parcă arată mai ok. Uite așa ceva în gen. Și venim noi eventual cu ceva lemn aici. Uite așa. Ok, și aici o să punem apă, bineînțeles, să vedem dacă am ceva iron. Cred că am destul de mult acolo și punem acolo să avem o fermă. Deși e fermă ciudată, trebuie să recunosc, dar ce n-are în cap twisterul major. Oricum o să fac alta în episodul următor, într-un loc în care o să-l găsesc sau pe care o să-l găsesc. Uite, avem aici ceva iron. Deci nu înțeleg de ce mi se blochează așa random. Nu știu, chiar nu înțeleg calcul. Uite, 9 FPS-uri, frate, ești nebun. Are pareză, probabil, nu știu, abar n-am. Mai să fac rapid câteva găleți. Facem undeva pe la vreo 3, bine? 3 găleți frumoase. Luăm apă și ne ducem rapid ca să fie cât de cât stabilă apa. Uite, punem așa frumos. Și o să ne ocupăm în episodul următor de ea, bineînțeles. Uite, așa frumos. Așa și punem iar așa, așa. Și cât de cât e ok. Ar mai trebui puțin aici și acolo și gata. Bun, și o să ne ocupăm în episodul următor de ea, bineînțeles. În mare parte, cam asta a fost episodul, fraților. Să vedem de câte minute, 28 de minute aproape de când filmăm. Un episod super frumos în care am reușit să... Deci, nu știu, steagul ăla îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit, frate. Chiar dacă e simplu, dar cât de cât e super ok. Și chiar prinde formă zona asta. Trebuie să mă mai gândesc neapărat la casa asta și ce o să fac aici, pentru că deja devine enervant și m-am și prostit, trebuie să recunosc puțin la fermă.
O să încerc să-mi fac o fermă gen prin zona asta și o să încerc să distrug și copacii. Ia să ne dacă, uite, a dispărut. Probabil că o să facem aici o mică garaj, să zicem așa, și totul o să fie super, super frumos. O să mă mai ocup eu of camera. Îmi pare rău dacă v-au deranjat trollurile, adică nu, failurile pe care le-am mai dat, pentru că n-a știți pe mine că Twister mai nou dă failuri. Ia să vedem, North-West. Hai să facem un mic cadou așa ca de final, fraților. Să vedem ce-i dăm tipului. Să vedem ce putem să-i dăm tipului, pentru că neapărat trebuie să ne dăm jos armura. Am foarte multe chestii inutile, frate. Nu m-aș duce cu armura, pentru că mie să nu mă bată. Că mai sunt și copii de ăștia. Ok, și ne pune rapid itemele inutile în cer și vedem ce-i dăm. Îi dăm câte mai multe chestii, sincer, pentru că, na, facem și noi o lumea fericită. Fraților, cred că îi dau sabia asta, în primul și în primul rând. Să vedem acum cât de bazat e. Îi dau sabia asta. Ce mi-i dau? Îi dau ceva diamante, pentru că am aici foarte, foarte multe. Și, na, știți voi, doar din dar se face rai. Hai să-i dăm undeva pe la vreo... Ia să-mi pot să le pun? Nu pot să pun. Cred că nu, nu știu, sunt prea... Hai să vedem puțin. Uite, ceva în gen 42. Hai să-i dăm 42 acum, asta e. Și să vedem ce aș mai putea să-i dau. Niște mâncare. Și cam asta e în principal. Bun, hai să-i dăm. Slash, nu știu, Veniș. Pot să mă dau pe Veniș, nu am acces la această comandă. Slash TP. Ai și de pe server. Ai și de pe server. Bă, frate, pe când să-i fac cadou, ai și de pe server, om. Nu te cred. Mamă, zic, chiar vrusesem să-i fac un cadou tipului. Asta e, fraților. Deci o să încerc ca episodul următor să-l filmez, cum să vă spun eu, când e mai multă lume on, să zicem așa, să-mi pun rapid armura pe mine, pentru că sunt mai frumos așa în auriu. Îi place Twisterului haurul, așa, și sper să mai găsesc. Deocamdată văd că a ieșit, pentru că na, e ora 2, când filmez eu și asta e. Eu am fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Deci, ceau!